Angela a mai înregistrat, a mai făcut film, a făcut și o altă piesă, ca să o numim așa, tot un muzical care se numește Fratele meu Charles. Da, asta la radio. Da, domnul Dede a fost așa de drăguț și mi-a mai oferit o bucurie. Maria. Maria. Îmi vine un colț liniștit. Aici pot citi rândurile trimise de Charles. Dragul meu, Charles. Maria, în numele tău. Maria, e tot dorul meu. Ești dragă, ești dragă, ești dragă, îți șeptesc mereu. O poezie și o melodie te poartă în zbor în visul meu. Tu că ieși bine. Bine, dacă există piesa în fonotecă, o să încerc să o copiez și să o ai și tu amintire de la radio, nu? Da. Mulțumesc frumos. Da, da, da. Intră, Maria. Sir Peter, îndrăznesc să te dezamăgesc. Te rog să mă înțelegi ca întotdeauna. M-ai învățat ca să urăsc minciuna. Și de aceea îți mărturisesc. Nu te supăra, iubesc pe altcineva și cred că am găsit și fericirea. Am dăruit unui alt om iubirea. Să nu mă cerți, mai bine să mă ierți. Am văzut cât e de tristă renunțarea. Am aflat ce este resemnarea. Atâta îmi doresc, doar să iubesc. Iar când văd în jurul meu numai minciună și când știu că altceva vor tot să-ți spună, iubirea m-am jurat s-o crotesc. Nu te supăra, iubesc pe altcineva și cred că am găsit și fericirea. Am dăruit unui alt om iubirea. Să nu mă cerți, mai bine să mă ierți. Pă, ce vrei cu inima, dar mâna dă-o cui trebuie. Să mă silit să mă căsătoresc cu Ceauze, nu-i așa? Vă mulțumesc! Ba, am să te silesc, am să te oblig! Fratele meu Charles, apoi au existat niște filme. Spun niște pentru că, de fapt, te-am văzut în două producții semnate de același regretat Ion Popescu Gopo, una mai mititică, să spun așa, în care doar ai cântat o singură piesă, O zi la București, da, unde ai cântat Trenul galben fără cai, dar acea punere pe ecran a Punguței cu doi bani, filmul Rămășagul. Da. Este un film, de fapt, da, mai mult pentru copii, un film din care totuși se poate extrage o anumită filozofie. Bine, ca orice poveste, mai ales de-a lui Creangă, nu? Din toate poveștile lui Creangă apar înțelepciunile.
Da, exact. Acolo Angela era zâna cea bună, care de fapt în povestea lui Creangă nu apare nici zâna, nici zmeul, nici Făt Frumos, nici Ileana Cosânzea. Era acolo un amalgam de personaje din basmele noastre, pretextul fiind de fapt și de drept istețime. Mi-a făcut mare plăcere. Mare plăcere. Sigur că eu de-abia după ce am terminat filmările am înțeles ce vrea domnul Gopo. Vrea o Samantha. Dar nu mi-a dat un rol să-l citesc, să-l gândesc, să mă consult cu dumnealui. Avea un fel ciudat de a lucra. Bine, eu n-am lucrat cu altcineva ca să știu cum lucrează alt regizor, dar mi s-a părut ciudat din pornire. Artistul nu trebuie să știe ce are de făcut. Îi se spune în mare și înainte de a filma, îi spune, uite, starea e așa și așa și așa și așa, tu trebuie să fii așa și așa și așa. Și pe loc trebuia să... Dar eu întrebam, bine, dar unde trebuie să ajungă? Gândeam și eu că rolul ar trebui să fie într-un anumit fel făcut, cu creșteri, cu porțiuni de lumină, cu porțiuni de retrageri, cu... Nu, n-am înțeles decât la finalul filmărilor care era rolul meu. Dar cu toate astea am avut o bucurie extraordinară, extraordinară. Ia spune-mi tu mie, pintenatule, un bas pe care să nu-l știu eu. Dar fi o poveste plină de greșeli, crezi că mă va celul e fermecat, că prințesa prospuță e. Nu mă înveți pe mine cum sunt poveștile. Ia spune-mi tu mie, pintenatule, ce-ai mai putea să inventezi tu? Lumea din poveste nu o poți schimba, nimeni nu te va lăsa te-nșel. Știu că Pegas e înarpat, că scufița de lup a scăpat, că punguța cu doi pani e. Nu mă înveți pe mine cum sunt poveștile. Ai văzut filmul de multe ori? Nu, l-am văzut de două ori. L-am văzut la avant-premieră și la premieră. Dar mi-am propus să-l am acasă, să-l am pentru eventualii nepoții mei, dacă vor fi. Sper! Îmi doresc din tot sufletul să am nepoți. 4 vreau. 4? Da. E bine, e bine. Să mai facem un mic pas în timp și să ajungem la acel muzical care se numește Adio Femei și care se joacă în continuare. Am avut marea plăcere ca zilele trecute să-l văd. Pentru a nu știu câte oară. Pentru ca să-l pot și înțelege pe deplin, pentru că este un muzical pe de-a întregul,
mai mult se cântă decât se vorbește, dar această producție, ca să o numesc așa, este o filozofie. O filozofie pe care, alături de Ștefan Iordache și Lia Bugnar, o arăți publicului care, dacă vede odată spectacolul și îl vede numai cu ochii, uite cum e îmbrăcată Angela Similea, nu înțeleg. Sau dacă nu ascultă textul propriu-zis al cânteșilor respective. De fapt, ce este acest Adio Femei? Tu ai dreptate. Acest spectacol, spre a-l înțelege, trebuie să-l vezi cel puțin de două ori. Acest muzical este un pretext de a aduce o muzică pe o idee în fața publicului, altfel decât un concert. O altă manieră decât concertul. Evanghelina, trandafir de mahala, frumoasă de nebuniste București, ținea o crâșmănii care seara aduna tăinuitor de pradă, hoți vestiți și pești. Când se încingeau la băutură, le închirea un pat cu suflet să-și aline bărbăția, și nici măcar în visul ei nu văruia ce tragedie se pregătea. Evanghelina, păzește inima, Evanghelina, să nu iubești cumva. Evanghelina, prea tare te-ar dorea. Dar vezi, destin își urmează drumul său, și într-o seară ca oricare altă seară, la un chiolhan cu păstrămioară și din nou pică un tip subțire înalt cu mustăcioară. A fost de ajuns doar o privire și un surâs, și a urcat Evanghelina sus cu Titi, și s-au iubit chiar de iubire mai presus, până ce luna în cerul a pus. Evanghelina, păzește inima, Evanghelina, să nu iubești cumva. Evanghelina, prea tare te-ar durea. L-a pus să jure că nici când nu va fura, că îi poate da tot ce-și dorește în lumea asta, că prea-l iubește și de leagă potera. I-ar muri că mult prea grea i-ar fi năpasta. Dar într-o seară el acasă n-a venit, l-a căutat atunci pe străzi cu disperare, și împușcat în cap în șanția l-a găsit. Din clipa aceea nebunit. Evanghelina, ți-am spus să nu iubești. Evanghelina, un șut de București. Evanghelina, cum te ofilești. Evanghelina, trandafir de mahala. Iar recitarea lui Ștefan Iordache, Shakespeare-ul a dus în această întâlnire muzicală, se face nu din ideea de a completa, de a sublinia textul. A fost sigur că au fost alese cu grijă să se potrivească cu ideea spectacolului, dar mai mult pentru că Ștefan dorea să fie el. Nu avea încredere în forța lui de cântăreț. Și atunci, sigur că trebuia să vină cu o armă puternică, cea mai puternică armă a sa. Eu, de la început, am fost impresionată de ce glas are Ștefan. Vocea lui e încărcată de armonice speciale și bogate. Să nu mai vorbim de fantezia lui actoricească
în cântec care se simte fără discuție ce mare actor este. Și sunt fericită că sunt alături de el într-un spectacol muzical. Aduce viața și oare ce va fi în clipa care mâine va urma. Ca un condor trec pe geana unui nor și în urma mea las mereu ceva. Cine va fi iar ca într-o zi din nou să cobor? Tu nu vei uita ai zburat cândva ca un seara și tu mă alinți zâmbind. Am pus la scara vieții o treaptă în plus. Cu fiecare clipă mă-nalți mereu mai sus și infinitul în palme îl cuprind. Ca un condor trec pe geana unui nor și în urma mea las mereu ceva. Cine va fi iar ca într-o zi din nou să cobor? Tu nu vei uita că ai zburat cândva ca un condor. Trec pe geana unui nor și în urma mea las mereu ceva. Cine va fi iar ca într-o zi din nou să cobor? Eu nu voi uita, nu vei uita că ai zburat cândva, zburat cândva ca un condor, ca un condor, ca un condor, ca un... Sigur că aș fi fost poate mai solicitată dacă aveam și eu text. Poate mai atrasă de acest muzical. Dar, oricum, sunt bucuroasă că îl joc și cât mai putem să-l jucăm, îl vom juca. Sigur, oamenii acum nu prea sunt atrași de spectacole de teatru, vin mai rar la teatru. La noi... La noi au venit în București, cel puțin au venit încă. Vedem ce se mai întâmplă acum cu iarna și cu nămeții care au venit peste noi, mai puțin putem pleca. Eu am avut un mare avantaj când am venit să văd spectacolul. Am profitat de faptul că sunt cunoscut în culisele Teatrului Constantin Tănase. Da, da, da. Și am intrat pe la intrarea actorilor și m-am strecurat în sală pe undeva pe... Așa. Culoare cunoscută. Pe culoare cunoscută, exact. Prin... Numai de artiști. Da, prin... prin da, acele catacombe, da, să le da, spun da, așa, da, prin da, care da, am reușit să ajung în sală. Însă în sală niciun loc liber, toată lumea pur și simplu electrizată de apariția voastră, care pe mine, sincer, mă fascinează de fiecare dată, pentru că niciodată
spun lucrul ăsta pentru că am văzut de mai multe ori de data aceasta. Înainte nu o văzusem chiar deloc. Deci după ce a fost reluată stagiunea, da, 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 da. Atunci am văzut de mai multe ori spectacolul. Da. Am observat că, de fapt, nu sunteți niciodată aceiași. Nu, ba și noi am avut bucuria că după ce am întrerupt mai mult de un an, l-am reluat cu o altă încărcătură benefică. Spectacolul a câștigat. Deci se pare că cu cât îl jucăm mai mult, cu cât trece mai mult timp, probabil, știu eu, există acest Dumnezeu care se află deasupra capetelor artiștilor, câteodată este, câteodată nu este. Dorința fiecărui artist este, rugăciunea lui este de a fi, să simte deasupra lui mâna lui Dumnezeu. Deci probabil că de fiecare dată altfel este mâna plasată, cu altă încărcătură, cu altă grijă. De ce se numește acest spectacol Adio Femei? Eu cred că am găsit răspunsul la această întrebare, dar de fiecare dată cum îmi este mie teamă să deschid gura ca să nu spun o prostie. Ce legătură are acest titlu cu cântecele care
apar în acest... Bine, dar există cântec, adio femei. Există un cântec care se numește adio femei. Și de ce nu se numește, de pildă, cartierul Tei? Ei, nu, pentru că chiar că n-ai înțelege nimic dacă s-ar numi cartierul Tei. Nu se petrece acțiunea în cartierul Tei. Ăla este o amintire, este un remember. Cartierul Tei al boierului care vine, al domnului care vine de undeva, de afară, din afara țării, se întoarce unde? În locul copilăriei și era cartierul Tei și își amintește totul. Titlul s-a dat cu ușurință, pentru că Dan de Dumitriu și cu maestru Berechet au judecat, au analizat, au întors pe toate fețele și au spus că este cel mai bun titlu care poate fi dat acestui spectacol, pentru că este și un clenci. Asta de fapt este un clenci, un cârlig. Mă cheamă și n-am să plec, mai teamă, cât încă ne iubim. Peste mări de vrajă timpul curge liniștit și simplu și își schimbă anotimpul. E o noapte oarecare, ninge palii peste zare, ca o stranie chemare. Dorm, iubito, nu-i nimic să se întâmple, numai vreme ce-ți prinde. Flori albite pe la tâmpere, dorm, iubito, dorm. Eu sunt încă departe, timp străin ne desparte, și doar în visul tău ne întâlnim. Dorm, iubito, dorm. Dorința ta mă cheamă și n-am să plec, n-ai teamă, cât încă ne iubim. Dorm, iubite, dorm.
dar de ce vrei să fii cu tot din adinsul interesant? Eu? Interesant? Dar nu țin deloc să fiu interesant. Foarte bine faci. Nici nu ești. Nu sunt, dar să știi că nu comunici nimic nou. Sunt destui ani de când știu cu precizie că nu sunt interesant. Nu o făceam să să-ți pierzi baia și nici mie să-mi strigi lectura ca să-mi aduci la cunoștință o știre atât de veche. Ești odios. Asta se poate. Și ridicul. Și asta se poate, dar vezi, suntem curși, trebuie să alegi prea multe lucruri deodată. Neinteresant, odios sau ridicol. Toate la un loc. Sunt un mulard. Vrei să lăsăm gluma? Glumeam? Da, glumeam. Perfect, atunci să nu mai glumim. Să nu mai glumim, dar să ne întoarcem la emisiunea noastră. Perfect. Iată-ne așadar, dragi prieteni, conversând sau mai bine spus citând un mic fragment din piesa lui Mihail Sebastian, Jocul de-a Vacanța. Mai precis, muzicalul Corina lui Edmond Deda. Exact, în care Angela a jucat rolul Corinei. Rolul vieții mele. Rolul pe care l-am iubit. Cât poate să iubească un artist un rol ce-l răvășește, ce-l împlinește, ce-l mulțumește. Te-ai identificat cumva cu acest personaj, cu Corina, într-o oarecare măsură? Atunci credeam că da. Acum sunt convinsă că nu. Ce anume avea Corina în plus față de Angela și ce anume avea Angela în plus față de Corina în momentul în care Angela era Corina pe scenă? În actul întâi, Angela avea mai mulți ani. În actul doi, Corina era mai zbăpăiată decât Angela. Iar în actul 3, cred că erau de acord. În actul 3 a surprins publicul și de ce să mint și pe mine, de forța dramatică a Angelei. Doamne, cum m-am înșelat! E de ajuns să te cheme pentru ca să fugi, să lași totul aici, ca și cum n-ar fi fost decât o glumă, ca și cum totul n-ar fi fost decât un joc! Dar un joc! A fost de bani. Jocul de vacanță. L-ai uitat așa de repede? Corina, dar nu poți pleca așa. Ce știu eu despre tine? Ce-ai zis? Ce știi tu despre mine? Știi asta și asta, știi totul. Și nu știu nimic. Întocmai. Știi totul și nu știi nimic. Mai mult decât totul și mai puțin decât nimic, nu se poate. Ce mai vrei? Vreau să știu de ce pleci. Pentru că trebuie. Pentru că se sfârșește. Pentru că mă întorc. Unde? Lângă cine? Ascultă, Ștefan, nu mai întreba. Simt că dacă mai întrebi, am să răspund. Și s-ar putea să-ți pare rău. Și eu știu să întreb, dar nu vreau. Cine ești tu? Cine sunt eu? Nu știu. Ce vrei să aflu de la tine? Că tot anul ai făcut economii naive de care te jenezi pentru ca să cucerești o lună de vacanță? Că eleganța ta, înduioșătoarea ta eleganță, Ștefan, este câștigată cu socoteli mici, eroice, pe care n-o să le mărturisești niciodată. Și eu, ce vrei să-ți spun eu? Că mă întorc într-o casă modestă, oarecare? Că rochiile mi le cos singure după ce am visat ceasuri întregi în vitrina unui mare magazin? Că fiecare bucuria mea se plătește cu 3 renunțări? Că domnul de la Civita Vechea este și el un biet om? Toate sunt altfel aici, dragul meu. Lasă-mă să fiu necunoscuta care se rupe de lângă tine pentru a se întoarce într-o viață de mister. Angela a cochetat de mult cu visul de a deveni actriță? N-am avut curaj până la Corina. Și la Corina am primit cu teamă propunerea domnului Edmond Deda și Celad Tănăsescu. Ideea îi aparține doamnei Celad Tănăsescu de a face eu rolul Corina. Am primit cu teamă și cu neîncredere și cu o rezervă.
în cazul când simțeam că nu e bine, să-mi permită să mă retrag. Și au fost cu toții de acord, da. Dar a fost din bine. Clipa aceea s-a și născut pasiunea. Și după aceea mai târziu regretul că n-am făcut teatru. Și sunt câțiva ani buni de când nu se mai joacă acest muzical, Corina. Pe scenă, crezi că l-ai mai putea aborda cu aceeași intensitate ca atunci când l-ai abordat pentru prima oară? Atunci era sublima inconștiență. Acum s-ar putea să-l fac mai bine. Dar există bunul simț care nu îmi permite să mai abordez această partitură, pentru că vârsta este, diferența de vârstă este mult prea mare. Personajul Corina în piesă are 25 de ani, da, nu? Da, da. Deci e cam de seamă cu mine. Da, 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 am 30, nimeni nu-mi dă, dar n-are importanță. Așa. Dar 30 nu înseamnă 25. Hai să revenim puțin la partitura Corinei, da, propriu-zis. În clipa de față, îți amintești o replică dintr-unul din monologurile Corinei? Vai de mine, ești dur. Foarte. Să știi că nu mă întorc la jocul de vacanță, pentru că îmi dau lacrimile, îmi produce emoție mare și ca să mă scutesc de o emoție nostalgică, dar o nostalgie dureroasă. Nu este o bucurie. Nu știu de ce. Nu mi-a lăsat o bucurie. Îmi lasă, întorcându-mă la rol, gândindu-mă la rol, îmi creează o durere. Poate datorită faptului că, în general, toate piesele lui Sebastian se axează pe acest rol al întâlnirii și despărțirii atât de pe neașteptate, cum s-ar spune, pentru că și în Steaua fără nume, de pildă, da, Mona se întâlnește cu profesorul Miroiu, tot într-o conjunctură întâmplătoare și tot la fel de repede se și desparte de el, plecând tot în lumea ei. Sigur, bucurându-ne doar de scânteia iubirii, scânteia aceea, taina pe care n-a descoperit-o nimeni. Nu cred, pentru că Sebastian citesc și cu mare plăcere și cu bucurie. Mai rar, sigur, mai greu jocul de vacanță. Cred că este o luptă între cântăreață și neîmplinirea artistului. Prin faptul că a fost singurul rol actor. Și pentru că a fost singurul și ultimul, îmi produce amărăciune și atunci mă scutesc. Mai ales că noi trecem prin destule amărăciuni acum și nu mai e nevoie de încă una în plus. Dar e vorba de o amărăciune care te și bucură oarecum în același sigur, timp. Sigur, nu e o tragedie. Nu e o tragedie, sigur că da. Însă... Nu o luăm așa, nu e o tragedie. Dar dacă mă pot scuti, mă scutesc. De curiozitate, discurile apărute, da. Corina, da. Le ai, da? Sigur. Bun. De câte ori le-ai ascultat? Nu le mai ascult. Le-ai ascultat? Nu le mai ascult. Și vreau să-ți mai spun ceva. Eu nu ascult acasă Angela Simile. Ascult imediat după ce înregistrez, privesc caseta video după ce am filmat, numai cu ochi de profesie. Critici. Exact. După aceea, nesuferind de narcisism, nu-mi trebuie. Când se dă la radio, ascult cu plăcere, dar nu stau să ascult, să cad în transă. Vai, ce bine am cântat asta, ia să mă ascult. Nu. Eu am cântat-o, mi-am pus sufletul acolo și gata. Asta nu, de acolo, de la acea înregistrare încolo, nu mai e treaba mea. Eu mi-am pus sufletul atunci. Restul nu mai contează.
jocul de vacanță. Plin de fantezie, da. Ce te cucerește pe loc. Da, da, pe loc, pe loc, pe loc. Jocul de vacanță, ca o melodie, ca o melodie care nu-mi displace deloc. Deloc, 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 deloc. Jocul de vacanță e o idee bună. Extraordinar. Merită să o adoptăm. Ha, ha! Care om pe lume, care, care n-ar putea să spună să încercăm. Jocul de vacanță înseamnă ceva ce se înfiripă în inima ta. Dar ca orice joc poate să însemne și el ceva frumos, dacă știi să-l faci tu mai luminos. Să jucăm de astăzi așa cum vrei tu. Să-l jucăm, Orina, eu n-am să spun nu. Poate că norocul în viață ne apare acum dintr-un joc. Poate fi de-acum al nostru noroc. Doamna Aura Buzescu a avut o inspirație ce pe mine m-a copleșit venind la spectacolul nostru. Eram în sala radio, dumneavoastră era în primul rând. Noroc că eu, neavând ochelari, eu n-am văzut pe nimeni în sală, ca de obicei, eu nu văd pe nimeni în sală. Dacă aș fi știut că este în sală, cred că n-aș fi putut juca. După ce s-a terminat, m-a sărutat, m-a felicitat și mi-a spus de la Mimi Bota: Corina, n-a mai fost atât de bine jucată cum ai jucat-o dumneata astăzi. Se mândră că dumneata ești rezultatul muncii unui elev al meu, fiind vorba de domnul Matei Alexandru. Cunoști bine Mediterana? Auzi, colo, dacă o cunosc, ca pe buzunarul meu. Știu unde vine Civita Vechea? Ei, bravo, mi-ai plăcut. Păi cum să nu știu? Păi uite, aici este Genova, aici e Neapole și între ele două la cotitură e Civita Vechea. Domnișoară Corina, mi se pare că și dumneata navighezi. Și nu navighezi singur. Civita Vechea, Civita Vechea, vis nevisat, ecou uitat în inima mea. Civita Vechea, Civita Vechea, te văd undeva între albastru cer și albastra mare, în care te cufunzi încet ca un apus de soare. Te aud ca pe o cantilenă ce se pierde în depărtare pe mare. Civita Vechea, Civita Vechea, zare, pe mare. Când v-ai fost în mine cântecului Lorelai, ce m-a vrășit și-a dispărut. A existat cu adevărat sau doar mi s-a părut ca o chemare? Civita Vechea, Civita Vechea, vis nevisat, ecou uitat în inima mea. Civita Vechea, Civita
era. Te văd undeva între albastrul cer și albastra mare, în care te cufunzi încet ca un apus de soare. Te aud ca pe o cantilenă ce se pierde în depărtare pe mare, Civita Vechea, Civita Vechea. Te depărtezi cu zbor de pescăruși spre zare, Civita Vechea, Civita Vechea. Domnișoare, Corina, ești... Să nu mă spui cu Singaporul, cu Oceanul Pacific. Zău să nu mă spui, ori să râdă de mine. Fii liniștit, domnule Bogoiu. Suntem prieteni. Îți mulțumesc. Mă duc să văd ce cu costumele de baie. Angela, dacă în clipa asta ți s-ar propune un rol oarecare, pe care l-ai alege? N-aș avea curaj de teatru. Bine, și pentru că eu n-ai simțul aventurii? Nu atât de mare. Nu atât de mare încât să-mi pot permite să abordez un rol de pur de teatru. Mi-ar place din Camil Petrescu. Mi-ar place. Doamna, de n-am curaj, nici măcar nu pot. Ca dovadă, nici nu m-am gândit la așa ceva. Eu ți-am mai spus și am spus și repet. Eu sunt un om obișnuit, un om simplu. Atunci hai să te întreb, din Caragiale, ți-ar plăcea să joci ceva? Să presupunem că s-ar face un muzical după cred o comedie a lui Caragiale. Cred că n-aș putea. Acolo trebuie un plus pe care eu nu-l am. Și totuși, spre ce te simți atrasă mai mult? Spre comedie sau spre dramă? Iubesc extraordinar comedia, dar eu cred că n-am haz. Ce te face să crezi? Așa cred eu, că n-am haz, pentru că nici măcar bancuri nu știu spune. Nu pot. Nu stârnesc hazul. Chiar dacă vreau să spun o glumă, nu, lumea nu pot să amuz lumea din jurul meu. Așa că te îmi lipsește ceva, da. Hazul. Da? Da, te mărginești doar la a impresiona pe ceilalți prin forța cântecului tău. Cred că pentru asta m-a lăsat Dumnezeu. Și atunci, eu sunt curios, chiar aș vrea să fac o încercare. Să văd cum ar putea spune Angela, nu Angela Simile, da, cum ar spune Angela un banc. Deci, eu aș spune bancul și aș ruga-o pe Angela să-l reproducă. Vrei să încercăm? Capra cu trei iezi pleacă de acasă și le spune iezilor: iezii mei, pentru că lupul deja știe lecția cu trei iezi cu cuiezi, uite ce facem. Eu, când vin la ușă, vă cânt nu-mi lua iubirea dacă pleci. Bine, spun iezii, capra pleacă la piață și vine lupul la ușă. Cioc, cioc, cioc. Cine e? Întreabă iezii. Lupul. Angela Simile. Da. Așa, eu trebuie să-l spun acum. Da. Bine, da, acum... Acum se știe bancul. Bine, oricum, nu te schimba, spune bancul. Este ca un examen la institut. Da, vrei? Da. Capra trebuie să plece să aducă merinde iezilor. Înainte de a pleca, își cheamă iezișorii și învață. Dragii mei, pentru că lupul știe deja povestea, eu nu mai pot să spun trei ieți, cucuieți, cântecul cunoscut. Am să cânt nu-mi lua iubirea dacă pleci, dar nu oricare, cel al lui Marius Țicu.
și pleacă. Iezișorii spun, da, 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 mama, așa, sigur, așa vom face. Și încep ei să cânte prin casă, nu-mi la iubire dacă pleci. După ce pleacă, buna noastră capră, hărnicuța noastră capră, se aud după un timp, se aud bătăi în ușă, cioc, cioc, cioc. Cine e? Cine e? Lupul. Angela Similea. Perfect, Angela, să știi că este extraordinar, îți dau cuvântul meu, a plăcut. Ce te face să crezi că n-ai haz? Că ai un haz nebun, pe cuvânt. Uite, mi-ai arătat că totuși poți să spui un banc. Eu rămân la convingerea mea că nu. Rodica Popescu, Bidănescu, este cea care se amuză cel mai tare de mine și îmi spune, nu se poate, Angela, tu nu-și dai seama. Când spui ceva, poți să mor de râs. Eu nu o realizez. Da. Da, să ne întoarcem la... Da. La jocul de vacanță. Să ne întoarcem la jocul de vacanță, jocul de fericire. Îmi lipsește. Nu? De ce să mintem? Îmi lipsește. Îmi lipsește pentru că se crease o familie. Era o atmosferă de bucurie și de luptă permanentă între alcătuitorii jocului. Domnul Matei Alexandru trona de sus bunul mers al spectacolului. Domnul Vichy Moldovan era ca un viezure, în permanență, peste tot și cu zâmbetul pe buze și cu un drag extraordinar și o căldură în suflet. Când era Ana Seleș, venea cu o prospețime autentică în Agneș. Eu am fost foarte fericită în perioada aceea și m-am bucurat, am fost realmente răsoțată de actori care au venit cu drag și nu m-au lăsat nicio secundă, nicio clipă nu m-au lăsat să cred că nu fac parte din familia lor de mari actori. Să nu mai vorbim de domnul Piersic, care a avut grijă de fiecare dată să iasă bine și mi-aduc aminte că repetam împreună cu Ana Seleș și amândoi se băteau care mai de care să-mi arate ce am, cum trebuie să fie făcut și ce trebuie, cum trebuie să țin mâinile, cum trebuie să merg, cum trebuie. Înțeleg că, deci, familia care s-a format pe scenă a fost oarecum asemănătoare cu familia din piesă, pentru că exact. și acolo. Exact, s-a creat așa o stare, se pare că, nu știu, sigur că n-am de unde știi. Eu nefiind actriță, n-am de unde să știu ce se întâmplă cu personajele și cu actorii ce joacă personajele unei piese, dar în acest muzical, între actori, între artiști, se creează cam aceeași stare ca în piesă. Domnilor, dumneavoastră, nu sunteți nebuni. Ba da! Iertați-ne că nu v-am spus-o de la început. Da, nici nu era nevoie să vedeți. Noi ăștia, așa, cât suntem aici, avem fiecare mica noastră scrânteală. Și s-a potrivit să ne înțelegem destul de bine. Da, nu da. De la început. Acum însă facem un fel de familie. Familie. O echipă. Un joc. Eu sunt ferm convins că scena în care am simțit-o cel mai mult, pe Corina, aproape de Angela, și pe Angela, aproape de Corina, a fost un monolog în care ea, propriu-zis, își fixează imaginea în viața celor trei, Jeff, Ștefan și Bogoiu, în ordinea vârstei. Asta spre final. Exact, spre final. Asta la final, când, de fapt, acum pot să spun că sunt convinsă. Jocul de vacanță n-a fost decât o glumă, un joc.
Dacă am închid eu. Ca pe Fräulein Weber. În ziua când au venit clandestini. Da, ca pe Fräulein Weber. De multe ori m-am gândit la asta. Să o facem prizoniera noastră. Da. Facem o fermă, câteva vaci, găini. Duminica mergem la târg, la Sfânt Duminic, după cumpărături. Ne luăm o căruță și doi cai. Eu îmi iau o pușcă de vânătoare. Mă duc după vânat, la pădure. O fermă mică, noi trei și ea. Da, și mai târziu, spre iarnă. Când începe să ningă. Și drumurile vor fi înzăpezite. Seara. La ceasurile 5 am să vă aștept aici cu lampa aprinsă ca să o vedeți de departe prin pădure. În casă e cald, apa de ceai clocotește și miroase a pâine prăjită. Bună seara, capitane! Bună seara, Jeff! Bună seara, Ștefan! Ce aspră a fost ziua! Dar ce dulce este seara când ne-am strâns toți patru în jurul lămpii. Capitanul joacă șah cu Jeff, Ștefan citește și eu mă uit la voi cum tăceți. Uneori vine de departe un șerat de tren. Ridicăm cu toții capetele și ascultăm. Ne privim o clipă și ne întrebăm fără cuvinte. Ce s-o mai fi întâmplat prin lume? Pe urmă ne întoarcem la partida de șah, la cartea începută, la tăcerea noastră veche. Și anotimpurile trec și anii vin și noi suntem mereu aici, toți patru, în mica noastră fermă, ca pe o navă pornită prin lume, fără escală. Acum mă duc, dar vă rog, nu faceți capetele astea posomorâte, solemne. Nu mă obligați să plâng. Eu plâng ușor și mă fac urâta. Vreți să mă fac urâta acum, în ceasul despărțirii? Dăm valiza, Corina. Nu. Valiza aparține lui Jeff. El mi-a adus-o până aici în ziua când am sosit. El mi-o va duce înapoi. Nu-i așa, Jeff? Domnișoară Corina. Jeff, promite-mi că n-ai să uiți ecuațiile de gradul al treilea. Promite-mi că ai să înveți. Jeff, dacă trece examenul, mergem împreună la cinematograf. Singur, numai noi doi, tu și cu mine. Și tu plătești biletele, da? Da. Domnule Bogoiu? Da. Vreau să-ți cer un lucru greu, poate imposibil. Totuși, te rog să mă iei cu dumneata în toate călătoriile. Te voi urma peste tot, oriunde. Da. Și acum? Eu mă duc înainte, jos, pe șosea. Mergem împreună, că poate trece autobuzul și e bine să-l oprim din timp. Așa de rece, așa de departe. Nu te recunosc, Corina. Parcă ești o fată întâlnită pe stradă. O fată frumoasă după care întorci cap. Și pe care o uiți. Pentru că a trecut mai departe. Pentru că n-a vrut să se oprească. I-a fost frică să se oprească. Corina, te voi căuta. Și eu te voi căuta, dragul meu. Dar te voi găsi. Un vis de care fugi de bună voie. Pentru ca să nu se sfârșească singur. Voi reveni, Ștefan. Totdeauna, mereu. Va fi de ajuns să închid ochii pentru ca să revin. Și tu vei fi mereu aici, pe terasă, în locul tău, pe șeslong, cu cartea în mână, leneș, visător și prost crescut, cum te-am cunoscut în prima zi. Ștefan, vreau să-ți fac o ultimă rugăminte. Spune. Nu veni cu mine la autobuz. Rămâi aici. Vreau să mă despar de tine aici. Uite-ți cartea. Uite-ți ochelarii de soare, cezi, ca atunci, ca în prima dimineață. Și citește. Uite-te în carte, nu la mine. Te rog. Ștefan, promite-mi că n-ai să ridici capul. Rămâi așa. Poate că nici eu n-am fost altceva decât o fată dintr-o carte. Din cartea pe care o citești. Poate că, într-adevăr, totul n-a fost decât o părere, o glumă, un joc. Dar ce joc frumos! Jocul cu iluzii și mere, cu farmecul amăgitor, castel de nisip și miraj. Viața este o
Iată, Angela, am ajuns la tine din nou. Este 10 noiembrie 1993, zi memorabilă a acestui an. De ce spun asta? Pentru că astăzi este prima zi în care a nins. Prima ninsoare a anului. Prima ninsoare din primii ani. Parcă mai văd strălucind zâna ninsoare cu părul moale prins într-un văl de argint. Anii trecut au fără să simt, dar văd și astăzi lumini plândă din soare scântetoare. Copilărie, timp fermecat, în amintiri te păstrezi, proaspătă floare, tremurătoare și străvezie, copilărie cu soare sau cu zăpezi. Poate au fost și ani cu să nu existe familie în care să nu apară bradul și cu mici daruri, cât de modeste. Pentru că astăzi a nins prima oară, sper într-o ninsoare abundentă ca Moș Crăciun și Moș Nicolae să aibă barba albă. Și dacă nu există pentru cei foarte săraci daruri sub pom, să existe străzile împodobite cu zăpadă și cu becuri colorate și cu brazi împodobiți, ca acești copii să se poată bucura și ei de sărbătoarea și de nașterea Domnului Iisus Hristos. Thank you.
partea tuturor ascultătorilor, din partea tuturor angeliștilor și non-angeliștilor care totuși au scris și au telefonat, pentru Sorin toate urările de bine, sănătate și fericire, un la mulți ani călduros, pentru că pe 24 octombrie a fost ziua lui de naștere. Mulțumesc tuturor. Am plinit 21 de ani. 21 de ani. Dorul tău de mamă te poate lăsa să vorbești acum despre Sorin? Dacă el ar ști, nu m-ar lăsa. Niciodată nu m-a lăsat. El a fost marcat de această profesia mea. Cred că a suferit că i-am fost furată. Pentru că Mititel, 4-5 ani, abia când sunau copii la ușă și Iconea, el deschidea ușa și Iconea și le spunea: ce căutați aici? Mergeți la spectacol, acolo e a voastră, aici este a mea. Deci se pare că el a suferit foarte tare și mai târziu am avut dovezi că a suferit, pentru că aveam, de exemplu, de filmat show-uri cu Titus Munteanu și nu îl vedeam decât dormind. Deci noaptea când veneam, dormea și îl sărutam și dimineața când plecam la filmări, încă dormea și îl sărutam. Și după o săptămână m-a pândit sau m-a simțit dimineața când am plecat și mi-a zis: mami, tu ai senzația că numai oamenii pentru care cânți au nevoie de tine. Rădăcina clipelor cu somnul dulce, iar pământul a stins lumina și se duce să se culce. Și nădejdi și griji la dună, clipa asta ne-nleagă. Dormi, odorul meu, în pace, să te lege neușor. Lasul nopții care tace și sfiala unui nori. Să asculți cum umblă luna printre stele lunecând și să adori cea lumii pe pământ. Na 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 na. Sorina, acum propriu zis, ce face? Este student? Da, el este în ultimul an student la Facultatea de Informatică la New York University, una din faimoasele universități ale Americii. El a făcut liceul în Elveția, plecat de la 12 ani și aici am o groază de invitații ale universităților din America. Cred că peste 50-60 de universități au trimis invitație să fie studentul lor, pentru că el a avut rezultate foarte bune și făcând școală americană, americanii își trec toți studenții, toți elevii în computere, deci ei sunt imediat clasificați în funcție de rezultatele lor în diverse trepte și el se pare că se află pe dreapta superioară, dacă americanii... Este un băiat filitor. E un băiat care nu muncește atât cât ar trebui să muncească, dar este suficient de serios ca să se păstreze pe o poziție superioară în rezultate școlare, ca să zic așa. Și anul acesta sfârșește facultatea, dar acolo mai există posibilitatea unei specializări de 2 ani și, din câte știu eu, dorește să o facă în continuare. Suflet, suflet de copil, prin ce colț te-ai dus tiptil? Ești în lada cu păpuși, ori ascuns pe după uși. Nu mai ai abecedar, nici vopsele noi în dar, ursuleți cu nas de pluș și căței cu ochi de tuș.
nu-ți alină, da prima, nu-ți mângâie inima. Suflete, de ce nu știi, un copil din nou să fii? Suflet, suflet de copil, unde-i ziua de april? Cu decor de lilia, peste crengi cu sut cu ac. Inima e titirez, azi o crezi, mâine n-o crezi. Bate zmeu în vânt, fluturată de-un cuvânt. Va leargă-n călușei, cu alai de funigei. Când iubirea ți-a zâmbit, jocul s-a și isprăvit. Hai înapoi, tip-tip, tip-tip, în albumul cel cu poze, unde visele-s doar roze, unde nu știi ce e teama și păpușa spune mama, unde plânsul are leac și suspirele intact. Liniștea tu ți-ai pierdut, nu mai ești ca la început. Suflete, de ce nu știi, un copil din nou să vii. Ra 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 ra. Suflet, suflet de copil, prin ce colț te-ai dus tiptil? Suflete, de ce nu știi, un copil din nou să fii. Dacă aș face o afirmație prin care spun Sorin este angelist, te rog să mă combați. Sorin nu este un angelist, pentru că Sorin nu iubește muzica ușoară atât de mult pe cât iubește alt gen de muzică. Și atunci, implicit, n-are cum să fie angelist. Sorin este băiatul mamii, care își adoră mama și care tot ce face mama ține la suflet. Și mai fac, încă o afirmație cu negație, da, acum. Da. Sorin nu este angelist. Combate-mă! Sorin este băiatul motivației angelismului. Și atunci este angelist. Și mama lui, într-adevăr, este foarte iubită. Ea așa se simte, foarte iubită. Dovadă stau și multele scrisori pe care în continuare le primim la redacție. Știu că există și scrisori prin care sunt întrebată de ce nu mă retrag. Problema este din ce să mă retrag. Asta eu nu înțeleg, din ce să mă retrag. Eu în competiții nu sunt. Eu nu mai pot intra în nicio competiție. Cel mult pot reprezenta un compozitor într-un festival, dar asta nu înseamnă că eu sunt în acea competiție, ci eu sunt mesagerul creației, compozitor, textier, interpret, către public. Dacă 200.000 sau 2 milioane nu mă plac, pot exista alte 200.000 sau 2 milioane care mă plac. Și atunci, dacă sufletul meu simte că nu pot să închid încă centrul care îmi comandă
bucuria de a cânta. Nu pot să ascult grupul care nu mă mai dorește sau care nu m-a dorit niciodată. Vrând nevrând, chiar subiective fiind, mă îndrept către cei care mă vor. Ai făcut foarte bine că ai atins acest subiect, pentru că sunt câteva din scrisorile primite, mă acuză pe mine de această întrebare, nereținând faptul că, de fapt, eu am extras-o din niște scrisori. Îmi cer scuze pentru cei care nu mă simpatizează, îmi cer scuze că exist pentru ei, dar le recomand să închidă radioul și să închidă televizorul în momentul când apare Angela Simirea, și atunci nu mai există niciun conflict, pentru că ei nu sunt singuri pe pământ. Mai sunt și alte păreri. Iar eu, probabil că n-am să mai cânt deloc, deci probabil că n-am să mai cânt atunci când nici nu voi mai exista. Și așa, să o întreb un lucru absolut pământean. Așa. Care n-are nicio legătură cu arta, cel mult cu arta culinară. Așa. Spune-mi, Angela, ție ce-ți place cel mai mult să gătești?
Nu mă lasă mama să gătesc, dar peștele eu îl gătesc. Tort eu fac, minuturi, cele care se fac repede, sufleul și chestiile astea. Astea le gătesc eu cu mare plăcere, mama mă lasă. Dar nu mănânci în fiecare zi sufleu și minuturi și gătești și mănânci sărmăluțe, tocăniță și ciorbe, supe, așa mai departe. Asta le face mama. Ai putea da o rețetă așa rapidă pentru... Pentru un fel de mâncare, pentru așa orice. rapid? Da, o rețetă. O rețetă. De exemplu, ce gătesc eu astăzi? Așa. Am fost acum câteva zile și am cumpărat niște bucăți de somon. E peștele acela roșu. Da, da. Acum, slavă Domnului, se găsește și rabat. Și pun puțin piper pe el, pun puțină sare, îl pun pe o tavă, chiar și ienă, se poate pune, cu puțină apă, puțin ulei și o ceșcuță de martini. Pun o folie de aluminiu, dacă iena nu are capac, pun o folie de aluminiu, bag la cuptor. O las 20-25 de minute. Vezi că salivez eu. Eu îl fesc extraordinar de mult peștele și mă gândesc că trebuie să-l fac acum și de-abia aștept. Îl las 20-25 de minute, după aceea îl scot capacul și îl mai las 10 minute la foc mai mare. Asta am uitat să spun, că îl pun la foc mic. Și dacă nu am martini, puțin vin alb cu o linguriță de miere. Turnăm, torn peste, dar eu am acum martini, așa că întâmplător astăzi am și pot să-l fac cu martini. Am uitat să spun un lucru esențial. Feliile de pește sunt îmbrăcate în feliuțe tăiate rozete, deci rotunde, feliuțe de lămâie. Iar în final, după ce scot capacul și mai bag ultimele 10 minute, mai storc puțină lămâie peste toată povestea asta. Și poftă bună! Pot să te asigur că de acum, angeliștii, cel puțin mâine, da? Cei care ascultă emisiunea, așa? Mâine o să mănânce somon. M-aș bucura să aflu din scrisori că le-a plăcut ce le-am recomandat. Da, exact. Și acum mai greu este cu somonul. Cât mai e kilogramul pe la piață? Eu am cumpărat acum câteva zile cu 7.000 și ceva. Da. 7.000 și ceva. Nu mă înșel, fiecare zi somon. Exact. Noi rămânem la aceiași cartofi până la urmă. Vedem noi cum îi mâncăm, pentru că și ei cartofii sunt foarte buni. Mie îmi plac foarte mult în salată. Și îmi plac foarte mult în salată cu ceapă prăjită. Cartof fierg, în coajă, ca să-ți mai dau repede o rețetă, deși toată lumea o știe pe asta, dar ca să spun ție, poate vrei tu să gândești, da. Cartoful tăiat în bucăți, după ce a fost fiert, cu prăjești puțin ceapa, o înroșești așa, nu așa, aurită puțin. Așa, un pic mai mult decât aurită, arămită. Da. Așa, și după care se răstoarnă în tigaia în care ai prăjit ceapa respectivă, se răstoarnă cartofii tăiați în bucățele și se călesc un pic cu sare și gata. Iubește-mă de-ți plac așa cum sunt, chiar dacă uneori greșesc, bate ci călesc, nu scot niciun cuvânt, cu toate astea te iubesc. Iubește-mă de-ți plac așa cum sunt, că nu-i nici glumă, nici prăpăd, ba mă perperesc, ba nu vreau să te mai văd. Și poți alegi ce e bun dacă vrei să înțelegi cât îți spun fără vorbe ochii mei. Iubește-mă de-ți plac așa cum sunt, chiar dacă uneori greșesc, bate ce călesc, ba nu scot niciun cuvânt, dar cu toate astea te iubesc. Iubește-mă de-ți plac așa cum sunt, chiar dacă uneori greșesc, bate ce călesc, nu scot niciun cuvânt, dar cu toate astea te iubesc. Iubește-mă de-ți plac așa cum sunt, că nu-i nici glumă, nici prăpăd, ba mă perpelesc, ba nu vreau să te mai văd, cu toate astea te iubesc. Vreau să-i asigur pe ascultătorii noștri că
Marian mi-a adus toate scrisorile. De drept pentru care vreau să-i mulțumesc Ninei Bentone din București, Maria Tirenescu din Cugir, care ne felicită pe amândoi pentru ce voce radiofonice probabil aveți. Da, 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 tot ce e posibil. Așa. Lui Cristi Banu, alias care Angel este Simileanu. De fapt Angel Simileanu, fantezistul și minunatul, care n-a ascultat episodul 4. Te rog dacă poți să iei legătura cu ei și să vine să și-l ia. Tatiana, am primit scrisorile către mine. Daniela Monalisa Popescu din Târgu Jiu, trebuie să știi că n-a existat niciun conflict dacă tu ai interpretat joaca dintre doi artiști drept un conflict, greșești. Este o mare greșeală. Îl admir și îl iubesc pe Gabi Cotabiță. Acum, pentru că sunt numai câteva zile de la Sfântul Mihail și Gabriel, uite, cu ocazia asta îi urez din suflet la mulți ani. Profit de acest moment să-i urez din sufletul meu la mulți ani. Ai înțeles greșit. Îmi pare rău pentru tine, nu pentru noi. Simona, din București. Ea spune ceva foarte frumos și impresionant. Angela luminează drumul vieții tinerilor, mândria de a fi angelist este puternică. Îți mulțumesc, Simona, și sunt încântată, fericită că toată cariera mea v-a luminat drumul. Să dea Dumnezeu să fie așa pe deplin. Marian Ion din București. Îl ceartă pe Marian să nu mai spună că este angelist. Sunt de acord cu tine, Marian Ion din București, să nu mai spună că este angelist. El este realizator de program radio și... Nu am dreptul să fiu fan. N-ai voie, astea. Fan și politician. N-ai voie să fii, să faci politică. O angelistă convinsă care nu-și dă numele crede că întrebarea de ce nu mă retrag, iar ne întoarcem la această idee, vine din partea lui Marian. Nu vine din partea lui Marian, sunt câteva scrisori, nu puține, în care sunt întrebată de ce nu mă retrag. Sigur, nici până astăzi n-am înțeles din ce să mă retrag, pentru că nu mă simt băgată nicăieri. Scuzați. Altă angelistă. Ana Mihalache din Onești. Nu se poate schimba ora de difuzare a emisiunii pentru că sunt programări făcute după o analiză serioasă și este singurul spațiu care se poate acorda acestei emisiuni. Ioana Stanciu din Ploiești. Toate scrisurile tale îmi sunt înmânate. Fii fără grijă, Ioana, și să nu mai ai emoții când vorbești cu mine. Vă sărut pe toți! Iarna, iarna, pe cărări este ea. Iarna, iarna, întâlnit am dragostea. Iarna, iarna, ne-am spus tot ce aveam în gând. Iarna, 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 ascultându-te din gând. Iarna, iarna, pe cărări este. Decembrie 1993, ziua în care punem și noi punct serialului Angela la porțile iubirii. Nu este motiv de întristare, mai ales că tu, Angela, ești cu noi, iar pentru 30 de minute vom fi iar alături de tine în universul pe care tu
Tu l-ai creat cu atâta sensibilitate. Te-ai jucat să adresezi câteva cuvinte ascultătorilor, angeliștilor. După care vom lăsa să curgă în eter înregistrarea, realizată doar cu câteva ore în urmă acasă la tine. E, și acum? E, și acum, Marian, pentru că suntem la finalul unei lungi întâlniri cu ascultătorii și, în mod deosebit, cu angeliștii, și pentru că se sfârșește anul, dăm voie să urez din tot sufletul meu cald, încărcat de prețuirea ce le port tuturor, ca anul acesta să se sfârșească cât mai repede, dar în bine, iar anul care vine, care acum de-abia bate la porțile noastre, să vină încărcat cu bucurii, îmbelșugat material și spiritual, cu împlinirea dorințelor cele mai îndrăznețe. Și să ne ajute Dumnezeu să nu ne mai curgă pe obraj nicio lacrimă decât de bucurie. La mulți ani și să auzim de bine. La mulți ani, Angela, și dă-mi voie că în acest moment să mă transfer în pielea tuturor angeliștilor care au ascultat acest serial și care au dat și semnul că l-au ascultat, scriind sau telefonând, spunându-ți un singur lucru în numele tuturor. Angela, îți mulțumim că existi. Mulțumesc! Lacul de sub stea, de albastru plin, limpede senin, nu lăsa acum noaptea liniștea, ziua florilor, ziua zorilor, nu lăsa acum tristă iedera, albe străzile, palii soarele. Nu pleca acum, nu pleca acum, nu pleca acum. Așa, poate n-a venit clipa noastră grea, dar privirea ta e îndepărtări, glasul tău e dus undeva în zări, pașii tăi plutesc, vocea ta e fum. Cu ploaia în dar, a pusul ea.
duș de stea. Fără tine știu ceața nu va fi. Haină tulbure este în pline zi. Nu lăsa acum somnul meu pustiu. Pe al toamnei drum dorul e prea viu. Nu pleca acum. Primiți cu colindătorii? Primim cu colindătorii. În fiecare an ne vin colindători. Îi așteptăm. Angela a colindat vreodată? Nu, n-a colindat. Nici în copilărie? Nu, n-a colindat. Nu i-a plăcut sau era prea timidă? Era prea timidă și părinții nu o lăsau să iasă pe străzi, să meargă la vecini, să... Nu, n-a lăsat-o. Iar ea n-avea curaj. Care este rolul adevărat al colindului în tradiția poporului român? Colindul a fost nevoia românului atât de inspirat de a ura celui de lângă el, aproape lui lui. Prin vers și muzică, cu drag și cu suflet deschis. Deci, colindul este această materializare a nevoii de poezie și cântec, sau poezie prin cântec, în momentele de mare, de mare frumusețe a anului calendaristic, pentru că sărbătoarea, după cum am spus, Crăciunul este cea mai veselă și cea mai frumoasă sărbătoare a creștinității. Sigur că într-o perioadă atât de îndelungată, când noi n-aveam voie să sărbătorim Crăciunul, s-au născut așa zis și colindători de mijloace de transport în comun, care nu sunt decât niște cerșători, cu sau fără motiv. Sunt convinsă că ar impresiona mult mai mult copiii amărâți care vor să primească niște bani dacă ar cânta colindul autentic, să învețe colindul natural, colindul original, să-l învețe și atunci oamenii l-ar asculta cu mai mult drag decât ceea ce se întâmplă. Sigur, eu, nemergând în mijloace de transport în comun, mai puțin știu. Dar începuse încă din tinerețea mea să denatureze colindul, așa că bănuiesc unde a ajuns și mai îmi povestesc cei care mai circulă în asemenea ocazii. Păcat. Văd că ai un brad foarte frumos, un pom de Crăciun superb. Uite, pentru mine, Crăciunul înseamnă, de fapt, coborârea binelui către noi, peste noi, între noi, oamenii. Iar pomul de Crăciun este îmbrăcarea binelui cu bucurie, cu frumos. Deci este un simbol al bucuriei, veseliei, care nu se adresează numai copiilor. Când eram mică, mă înspăimânta bradul. Pe mine mă înspăimânta. Era atât de fascinant și probabil că așa receptam eu existența bradului în casă. Pentru băiatul meu era o emoție cum nu-ți pot descrie. Trebuia să se bată în permanență în plex pentru că îl chinuia respirația. Nu-și mai putea stăpâni respirația. Avea niște ochișori mari și încărcați de o bucurie, de steluțe, de bucurie care mă copleșea. Deci bradul este materializarea binelui prin frumos. Și ca obiceiuri de Crăciun? La noi, ca orice familie de români,
Ne strângem cu toții, de obicei, la mine. Mama se pregătește, cum e datina, cu porc, cu sarmale, cu cârnați, caltaboș, tobă, toate cele care se știu. Tatăl meu are grijă din fiecare an să taie un porc, așa că le avem așa ca la țară, pentru că părinții mei sunt țărani. Și atunci ei știu exact. Și ne pregătim pentru colindători cu ce trebuie, în mod deosebit covrigi, nuci, mere. E, la București, în oraș, se obișnuiește a se da bani, ceea ce este foarte rău. Dar dacă s-a obișnuit, se obișnuiește așa, facem și noi. Însă nu există să dăm bani fără nuci, mere și covrigi. Deci vă strângeți frumos în jurul bradului. Da, și cântăm și spunem poezii. Și bine, acum copiii sunt mult prea mari ca să-i mai oblig să spună poezie. Dar cântăm și nu rămânem numai la colinde. Începem să cântăm de toate. Ne aducem aminte de tot ce este cu haz și cu bucurie. Este cea mai frumoasă și cea mai veselă sărbătoare a anului. Ce cântați? Începând de la obrat frumos, bănuiesc. Bine, sigur, cântăm tot. Tot ce ne-am învățat, pentru că am avut grijă să învățăm și colinde moldovenești, și colinde ardelenești, și colinde muntenești, și începem să ne, cu artificiile, cu lumânări care nu mai sunt lumânări naturale, ci sunt beculețele luminate formă de lumânare, deși când eram copil aveam lumânări și erau frumos colorate și era atât de frumos, dar e periculos. Acum, într-adevăr, ne e mult mai comod să băgăm în priză ștecherul și să se aprindă pomul în luminițe colorate care sunt becuri. Da. Da, și după ce cântăm, bine, asta o facem seara, cântăm seara. Și mâncăm, ne așezăm la masă și mâncăm și mâncăm și mâncăm și mâncăm până când adormim. Și ne uităm la televizor să sperăm că anul ăsta vom avea program bun. Am spus într-o emisiune că doresc nepoții, așa că eu aștept nepoții să-i învăț pe ei datinia române. Deci, obiceiuri de Crăciun, obiceiuri de sărbătoare cu adevărat creștinească? Am ținut și am păstrat-o întotdeauna, indiferent de permisiunea ce am avut-o. Și dăm voie, Marian, să profit de ocazia asta și să le urez și eu, așa cum știm noi, românii, să ne urăm unii altora, cu aho, aho, copii și frații, bucurie, sănătate, împlinire, bine și frumos, de care avem atâta nevoie, ca în toate colindele neamului nostru românesc, tuturor celor care au ascultat în toată perioada emisiunea ta. Vine-n zbor o stea și-n costea și tot cerul înflorește. Înflorește l-alb iubirea mea, e primăvară în lumea. Tăriește iarna dragostei, flori d'argint de lumină. Pipele au glas de clopoței, și draga lume o grăbină. Ninge, 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 florile ierni de sus, din stele pentru noi primăvara amintinge. Ninge, 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 printre florile ierni
s-auzi în iubirea mea. Iarna, iarna, cum ninge șoapta alba fulgilor de nea, cu inima să ascultăm. Dăruiește iarna dragoste, flori de argint de lumină, clipele au glas de clopoței și-ntreaga lume e o grădină. Ninge, 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 florile iernii vin de sus, din stele pentru noi primăvara aduce. Ninge, 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 printre florile iernii de cărări ne-a atins de mână mână dragostei. Cel din tâi cu viață bună, frumoasă, împliniri. După aceea, permitem să-ți mulțumesc ție că ai avut această idee, ideea serialului Angela Sinilea. Să-ți mulțumesc pentru căldura cu care ai lucrat acest serial, pentru ideile speciale pe care le-ai avut în acest scenariu. Care de fapt nici măcar n-a fost un scenariu, totul a fost o discuție liberă. Bine, ăsta este secretul tău. Și să le mulțumesc celor care au urmărit acest serial în speranța că astăzi, fiind ultimul, trăgând așa linia de final, nu și-au pierdut. Și, Marian, hai să le oferim celor care ne-au ascultat ultimul cântec. Sper să le placă. Da, s-a întâmplat și cu noi doi să trecem prin furtun și ploi. Chiar de-am rătăcit drumul pentru o vreme, azi ne regăsim alături amândoi. Doi într-o barcă, doi oameni larg, ce căutam să dărim un catarg. Și tot speram, val după val, mult vis regăsit drumul de început către fericirea ce ne-am promis-o amândoi din prima zi. Doi într-o barcă, doi oameni în larg, ce căutam să dărim un catarg. Și tot speram,
Vă mulțumesc că existați și mă pot sprijini pe voi, fără grijă. Pe curând! Călător, călător în este visul, zboară gândul, vremea zboară, vremea zboară. Visul îmi lumpează iar, cântec pentru întreg pământul, cântec pentru întreg pământul. Ca iubirea să trăiască, pace trebuie să fie, pace trebuie să fie. Liniște și armonie, cântecul cântec să nască, cântecul cântec să nască. Și despre orice aș cânta, un om nici când nu va uita. De dragostea mea arzătoare, pentru un dans care nu moare, țin tatea cum te las. Te las un nor cu florile ce te-au iubit și acum mor. Mi erau purtat un rămas, țin tatea cum te las. Și băiatul, fata și căuta, pe care soarta la altă parte o arunca. Și atingea calul și-l pregătea, șaua pe el punea. Și când se înopta, satul îl părăsea. Mama în prag plângea, tata Batista-i da. Luna plângea și ea, calul plângea la fel și el. Și ce-a fost a doua zi? Calul îl aducea, șaua n-o mai punea. Și când se înopta, cu fata lui venea. Mama nu mai plângea, tata Batista-i lua. Nimeni nu mai jelea, filmul se termina. Sfârșit! Corita e o sărbătoare, poți scăpa de ea. Și eu când se chem aproape, dorul inimii să-mi sape, tătă viața țucula. Când să-ți zici ordină oară, te coțe, 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 ce trei ori te-am ascuțit. Eu sunt Gretel, eu sunt Hansel, și-am plecat să ne plimbăm, da, prin pădure, frași și mure, fără grijă căutăm. Hai acasă, dragă frate, drumul lung și nu îl știm. Ești cu mine, surioare, încă un pic mai zăbovim. E momentul ca-n povestea scrisă după frații Grimm să apară noaptea afară și noi să ne rătăcim. Ah, mi-e foame, dragă frate, și mi-e frică, hai înapoi! Uite casa din poveste, unde vom intra și noi? Ca să ne fie, vom trăi și vom vedea. Casa mea e unde cu acorii am plecat.
curat și mă simt ca într-un palat de păduri înconjurat. Viața mea în cântec s-a mutat. La revedere.